Intervenție contra cronometru pentru pompierii din Brașov. Cel puțin 46 de persoane au fost evacuate din propriile locuințe în plină stradă. O persoană a suferit un atac de panică și s-a acordat asistență medicală. Totul s-a întâmplat în urma unor explozii produse la conductorii electrici aflați în zona intersecției dintre străzile Griviței cu Mircea cel Bătrân din municipiu. Din fericire, autoritățile au anunțat că nu au fost raportate victime.